Portarii care vor participa la pregătirea centralizată de la Poiana Negri sunt Rohețchi, Luca, Gavriloaia. Vor mai participa fundașii Bernard, Ferraru, Ailenei, Breniuc, Sturzu și Pavel, mijlocașii Tomescu, Onciua, Petrei, Stănescu, Negru, Sumanariu, Duman, Fetcu și Moldovan, atacanții Dumitru, Homneac, Dicher, Colban, Constantin, Andrieș, Ionesi, Jalbă și Avrămia. În stagiul de pregătire centralizată de la Poiana Negri, galben-albaștri ar putea să dispute și câteva meciuri amicale. Sunt șanse ca cetatea să-și măsoare forțele cu FC Botoșani, Farul Constanța și Aerostar Bacău. După ce botoșănenii au stabilit cantonamentul la Câmpul Moldovenesc, oficialii cetății au aflat că și cei de la Farul vor fi prezenți în zonă. Dacă amicalele cu Botoșani și Farul încă nu au fost perfectate, cetatea va înfrunta mai mult ca sigur divizionarea a treia, Aerostar Bacău. Amicalul sucevenilor cu fosta echipă a lui Ioan Radu va avea loc cel mai probabil sâmbătă, 18 iulie, în ziua în care cetatea va încheia cantonamentul de la Poiana Negri.